Al 13-lea dar, discernământul, frăția umană. Discernământul se ivește pe măsură ce îți conștientizezi din ce în ce mai clar propria natură emoțională. Când realizezi cât de adânc ești cufundat în sclavia dorinței, începi să înțelegi de asemenea întreaga omenire. Din această creștere a conștientizării izvorăște al 13-lea dar al discernământului. Discernământul începe la nivel individual, ajungând să observi cât de profund este conectat modul în care îi vezi pe ceilalți de emoțiile tale. Numai atunci când emoțiile personale sunt observate și examinate, poți începe să vezi lucrurile într-o manieră mult mai obiectivă. În timp, planurile tale personale devin din ce în ce mai clare și îți revendici abilitatea de a-i asculta pe alții și lumea dintr-o perspectivă mai largă. La acest nivel de frecvență devii pe deplin conștient de dorințele ce gonesc prin trupul tău și deși nu poți face nimic pentru a le opri, nu mai ești victima lor. Pentru prima dată îți vezi limpede propria individualitate și realizezi că există ceva în spatele ei, un fel de conștiință care observă, mai măreață decât simțul propriei individualități. Aceasta reprezintă nașterea capacității tale de ascultare. Apariția propriului discernământ aduce cu sine multe daruri. Poți avea impresia că un voal imens ce acoperea întreaga lume a fost dat la o parte. După cum am văzut, a 13-a cheie reprezintă depozitul amintirilor și experiențelor colective trecute ale omenirii. În loc să reacționezi din această bibliotecă karmică, începi acum să-ți clarifici propriul trecut. Ceea ce credeai că reprezintă doar serii întâmplătoare de experiențe poate fi văzut ca un tipar perceptibil. Fără a mai fi prins în drama personificării emoționale subiective, poți începe să vezi viața la nivel mitic. Această gândire mitică reprezintă modalitatea în care mintea interpretează abilitatea de a asculta în spatele voalului propriei dorințe. A vedea viața la nivel mitic înseamnă a observa jocul marilor arhetipuri în viețile noastre, atât în cele personale, cât și la nivelul istoriei colective a omenirii. Prin înțelegerea propriului trecut în acest mod, poți vedea cum poveștile tuturor ființelor umane conțin variații pe aceleași teme. La acest nivel, putem recunoaște aceste teme arhetipale asemănătoare în ritualurile, basmele, legendele și miturile oricărei culturi. De îndată ce încetezi să mai vezi viața la un nivel emoțional subiectiv, o nouă plajă de sentimente se deschide înăuntrul tău. Ele reprezintă manifestarea timpurie a abilității tale viitoare de a transcende sistemul emoțional, fiind resimțite sub forma optimismului. Optimismul reprezintă mărirea treptată a conștiinței în sistemul plexului solar, transferat și proiectat către lume. Îl putem privi și invers. Conștiința care conectează toate formele de viață este captată și atrasă către plexul solar, extinzând astfel simțul sinelui pentru a include o realitate mult mai cuprinzătoare. Adevărata frăție umană. Prin intermediul moștenirii noastre culturale, oricare ar fi ea, suntem cu toții îmbibați cu mituri, povești și arhetipuri de care avem nevoie pentru ca în cele din urmă să transcedem propriile drame emoționale. Toate poveștile, ritualurile și credințele lumii s-au dezvoltat din însăși infrastructura propriului nostru ADN. Acesta este motivul pentru care aceleași tipare ies la iveală continuu de-a lungul istoriei, indiferent de cultură, geografie sau chiar de gradul de izolare. Aceste basme și mituri colective conțin codurile alchimice ale evoluției, inclusiv diferitele sale mutații. Poveștile trec întotdeauna prin perioade întunecate de tranziție, ajungând în cele din urmă la stări transcendente de conștiință. Acesta este motivul pentru care discernământul duce la optimism. Cu darul discernământului, nu doar că observi simbolurile, le și trăiești în propria viață, motiv pentru care ele îți aduc optimism. Fiecare personaj din mituri reprezintă un aspect al psihicului lumii, iar fiecare situație prin care el trece face parte din evoluția noastră genetică și spirituală. Toate acestea sunt importante acum în mod deosebit, deoarece trecem printr-un fel de test mitic ca specie și probabil este pentru prima dată când se întâmplă asta. Cei ce au discernământ știu în plexul solar că această fază a istoriei noastre trebuie și va aduce la un salt transcendent în conștiință, indiferent de interpretările subiective ale culturii întemeiate pe frica în care trăim.